Bună ziua, sunt Florin și mă bucur să v-am alături de mine. Pentru că a venit deja primăvara și am renunțat la hainele groase, v-am pregătit un exercițiu pentru musculatura abdominală. Vă invit alături de mine și de Ioan. Acest exercițiu ne tonifiază musculatura abdominală, de aceea o să te rog, Ioana, să ridici picioarele, da? Le ținem la 45 de grade, musculatura abdominală strâns încordată, privirea undeva peste vârful picioarelor, rămânem în poziția aceasta de izometrie și ușor, ușor începem să forfecăm. Du picioarele în sus și în jos, te rog, atinge mâna mea, aici, foarte bine, un pic mai repede, excelent, și menținem poziția, încercăm să ne concentrăm ca zona lombară să rămână lipită de saltea. Asta înseamnă că am contracția abdominală, pieptul rămâne ridicat și încerc să îmi reglez ușor și respirația. Da? Nu îmi țin respirația pe tot parcursul exercițiului, îl țin încordat abdomenul, dar respir natural. Pentru a avea rezultate bune și o eficiență cât mai mare, trebuie să repetați acest exercițiu în serii de câte 50 de repetări. Numărul seriilor îl puteți alege în funcție de rezistența voastră. Din abdomenul încordat, privirea în față. Din acest moment vom mai face 20 de repetări puțin mai accelerat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abdomenul strâns, 7, rezistă, 8, 9, 10, rezistăm, mai avem doar 10, 9, 8, 7, 6, 5, privirea în față, 4, 3, 2 și relaxăm. Excelent! Nu uitați, după fiecare exercițiu de acest fel, trebuie să faceți o ușoară revenire. O zi sportivă tuturor! Mulțumim!